haideți voi să luăm armele astea. Și am început să cărăm la etaj, că erau și muniții, rălăzi. După aia, pe la subsol, pe la direcția 5 au trecut unii după masă. Și le-au adus toate și le-am pus. La un moment dat n-am mai încăput în camera aia unde am pus eu arma și le-am pus în a doua cameră. Și au umplut două camere de armament. Incredibil. De asta spun că eu nu m-am dus la Ciolan cu ei să văd, să vorbesc la balcon. Am zis, bă, hai să strângem naiba, că gata, s-a terminat. Să nu... Între timp, între în timp balcon, se întâmplau da. Lucrurile, da. A apărut... Acolo era frumos, vorbeam, să ne vadă lumea. Și apare Iliescu. Complet de inspirat, aici spun, cred că eu nu, chiar nu mă ajută capul. Adică te pregătești pentru a deveni președinte, pentru un moment de ăsta. Ai în cap comploturi, ai da. În cap, eu știu, tot felul de scenarii. Și tu ești la o mulțime de sute de mii de oameni și le spui, stimați tovarăși. Și aia au început, nu suntem tovarăși, fără comuniști. Da. Mamă, de-abia l-au redresat ăia din jur. A intervenit care... Sergiu Nicolaescu. A intervenit Sergiu asta. Da, da, păi... da. L-a salvat atunci Sergiu Nicolaescu. Exact, exact. Reperat onoarea, ca să păi spunem așa. Sergiu era cunoscut, era iubit da, de lume, da, exact, domne. Era... Sergiu Nicolaescu, marele da, regizor, a făcut da. Filmele, da? A fost o modă, Robert. În decembrie 89, precum în piața universității, doar că s-au schimbat niște roluri. Actorii au fost prezenți în toate balcoanele, începând cu amiaza de 22 decembrie, în Bacău, că încep cu Moldova, în Timișoara, în Pitești, în București, nu mai vorbim, că aici am avut dreptate, peste tot au fost actorii, uh-huh. pentru că ei erau cunoscuți. Ai dreptate, la Arad. Și, mă și pe ăla de la Arad nu l-a cunosc, chiar e un băiat extraordinar, uh-huh. dar unii dintre ei, uh-huh. la Cluj, uh-huh. Tudor Gheorghe la Craiova, da, corect. Care era cumnatul lui fostul ministru de externe al lui... A, da. Deci era și el în partea asta de... Adică era în cercul lărgit. Ștefan Andrei, și da. Cu Ștefan Andrei, ministru de externe al lui Ceaușescu și cu, cu Tudor Gheorghe, Gheorghe scumnați. Da. Cred că... Deci ce vorbim? Bine, lume mică, mese puține, vorba lui regretatului Gheorghe. Deci ei s-au... Ei s-au, mică, mese puține. Ei s-au bazat foarte tare pe actori, pentru că actorul era da. Iubit. Și Dinescu, și ăsta, Caramitru, și Fiertat, și... Sergiu Nicolaescu, mă rog, regizorul, uh-huh. și Daneliuc. Am uitat de Mircea Daneliuc. Da. Dar n-am uitat de Mircea celălalt. Diaconul. Diaconul. Da. Asta mai face și niște tumbe pe la Băneasa, pe aici. Aole. Sunt niște probe destul de urâte pe la școală. Bă, da, chiar sunt probe. Da, chiar sunt probe. Dar nu-i prima dată când o spun. Da, păi da. Sunt în dosar. Sunt în dosar. Să înceapă cercetarea de oameni care... Pricep ce înseamnă acest dosar și hai că ne apropiem, de, întotdeauna o să dureze bun. Orice discuție deci, asta este... Am adunat arme, iar la ora 7 fără 20, da. Aproximez eu, 7 fără 20, 7 fără 25, foarte multă lume urcă la etajul 6. Bă, ce Dumnezeu e de așa? Revoluționarii, păscări, arme, grămadă, arme, încep să trag afară, arme. Ies în hol, eram tot în birou ăsta al Părcălăbescu, ies în holul mare, mă ridic pe, pe vârfuri așa și mă uit, s-au umpluse holul, arme! Bă, cineva a trimis, arme, nu? Cineva a trimis. Uh-huh, uh-huh. Deci cineva a vândut pontul că le-am adunat acolo. Da. Dar nu era nici greu să vândă, pentru că n-am fost singur. Au vândut zeci de oameni, poate au cărat în ziua aia, câte o ladă, câte două puști, câte o fi luat fiecare. Și aud pe unul din spre scări, Iliescu. Cine-o fi ăsta, că nu știam. Era 7 fără 2, eu nu știam cine e. Deci jur, cât am ascultat Europa Liberă, eu n-am prins emisiune cu el, n-am auzit. N-aveam la cercuri așa de înalte ca să... Nu-l văzusem în balcon. Dar tu nu chiar știam. Crezi că Iliescu le-a spus mergeți în armați-vă și nu știu ce, iubitul că meu, e nevoie... Sunt asta. Singurul care am auzit chestia asta că... în CC da. Și sunt declarațiile în dosar și sunt alții din televiziune, după ce s-a dus la televiziune, care la fel declară Ion Iliescu a dat ordin să împartă arme populației. Pum. Fără discuții. Fără discuții. Bă, aia a fost... Au intrat peste, în alea două camere, da. N-a durat 10 minute. Le-au golit. Și m-am uitat, la un moment dat am zis, bă, dacă o avea ăștia dreptate. Ia să merg eu să iau și o ladă și o pușcă. Bă, dacă o avea ăștia dreptate. Teroriști, dragi, hai să... Și mă duc și iau și o ladă de muniție și o pușcă, vorba aia, le cărasem acolo, și le bag sub canapeaua, lumile. Am și le-am dus, le-am băgat sub... Zic, dacă o fi până la ultimul, dacă o fi să ne atace și urcă până la 6, băgăm încărcătorul și cât o ține, ține, că nu, asta e. Și a văzut copii de 14-15 ani cu baionete, Robert. Ne, aia. Mâncați asufle, erau de o fericire, n-au mai apucat ei pușcă. Erau în filme. Da, erau în filme.
Da. Acum, de aici încolo, ce s-a întâmplat în toată perioada următoare, s-au dat arme în, în primul rând în întreprinderi ca să-și apere fabricile și uzinele. Da? Da. Da, toate erau, că erau trupele. Deci am colegi, verzile patriotice. Am prieteni, nu știu dacă colegi. Unii au fost și colegi cu mine, nu mai sunt acum, au murit dintre ei. Fost ziaristul. Îmi spune, măi, am ieșit din CC pentru că ni s-a spus că sunt teroriști la poștă și ne-am dus să apărăm poșta română. Și am ieșit din gang și am tras și am făcut și am dres. Când au fost audiate doamnele de la poștă, zic așa, vreo 400 de persoane au fost audiate de la poșta română. Zice, uite, ne-a sunat Ion Iliescu. Meri Popescu, și ce are de toate de acolo, a luat și soțul meu o armă și a fost trimis la casa lui Iliescu. Știi? Deci se pare că sunt... oameni care confirmă, da, mă rog, între ei, problema este problema este următoarea. Da. De aici se iau revoluționari și trebuie să mergem la televiziune, să apărăm televiziune, de aici se iau revoluționari, mergem la Ministerul Apărării, de aici se iau revoluționari, mergem nu știu unde. Ăia pleacă cu arma în mână, ei sunt în misiune de acum. Adică lumea a crezut că sunt teroriști, că se trage și că trebuie să tragem, să ripostăm. Și eu nu spun nici în ziua de azi, după 22 decembrie. Dar soldați trăgând, tu ai văzut atunci? Eu la ora 12 fără 20, 11 jumate a zilei de 22 decembrie am plecat. Mi-am dat seama că e trădare și am plecat. Deci credem. Noaptea. Nu spun că am făcut răși. În jurul miezului nopții. Da. Ca, ca și pe 21 și în 21. Ai plecat din CC. Am plecat din CC. Mi-am luat un picior de scaun pe post de... Da, până la momentul ăla ai auzit zgomote de arme, s-a început să se tragă. Am ieșit pe teras. Nu putem povesti tot. Am ieșit când s-a tras. La un moment dat eram în acest birou de care spunea lumina și văd pe partea de spre Onești era geamul. Și mă uit și văd că se trage, aud că se trage. Și mă duc și trag perdeaua ca prost să mâncați asta. Când mi-a dat una, mergem acum la CC. Acum mergem la CC, țară gaura. Exact la muchia geamului, deci mare profesionist. De pe blocurile din spatele primelor clădiri, că primele nu sunt foarte înalte. Asta era, noi eram la etajul 6. Deci s-a tras din partea alaltă, înspre, să zic așa, spre Lido. Nu chiar la Lido, dar... Sergiu Cunescu, sediu, știi? Da. În spate, de acolo s-a dat. Mi-a dat-o la muchie. Și în momentul ăla, sigur, că reacția care este? Te tragi după perete, da? Am lăsat perdeaua, m-am tras după perete, toți care erau în birou ăla erau pe burtă și în geam s-a făcut o flacără în cația sub, a zis că a tras cu turnul, nu cu armă. Am ajuns acolo după vreo 17 ani în acel birou, primul lucru m-am dus, am deschis geamul cu o echipă de televiziune franceză, am deschis geamul să văd gaura aia și am băgat pumnul în ea. Atât era de mare. Și după care am mai tras 4-5 gloanțe, repet, acum merge. Buze, ce erau adevărat? Nu știu, să-l ia dracu, dar mușcat din zidul ăla de cărămidă, de băgai pumnul. Ei, vreau să spun că am ieșit pe hol și m-am dus să ies pe teras. Și ăștia au tras de mine. Băi, nu ieși. Bă, dacă a murit toată piața aia, mâncați, mor și eu mâncat. Nu se poate așa ceva. Și am ieșit pe teras. Și ies pe terasă, lumea fugită înspre Brazi, înspre Iuliu Maniu, cum e statuia, da? Era așa, ca o hartă lumea. Deci plecată din fața CJ-ului. Două persoane căzute. Am zis eu, femeie și bărbat, și s-a confirmat că, nu vezi, de la etajul 6 nu era luminată piața la Giorno Case. Așa? Căzute, nu venea nimeni la ei, împușcați. Și am zis, băi, ce se întâmplă? Ăsta în balcon, Caramitru. Nu mai trageți că sunt tot ai noștri. Bă, cum trage? Stai puțin, mă, de unde dracu să trage? Că dacă tragi din palat, fuge lumea dinspre palat, înspre CC. Păi da, înseamnă că se trage dinspre CC dacă lumea a fugit dinspre balcon și făcea veniți, veniți înapoi, veniți înapoi. Dar lumea fugise pentru că se trăgea din CC. Da, se trăgea din CC. Eu am de zile l-am bănuit pe Caramitru, că nu înțelegeam, măi Ioane, spune și mie ce dracu te-a mâncat pe tine limba să spui tu asta. Și ce zicea Caramitru? Păi el m-a lămurit, bă, nu înțelegi că n-a tras nici dracu din palat, a tras ăștia din CC. Și e logic, din moment ce lumea fugea dinspre CC înspre sala 4, că plecase din zona proxima a... Au tras de la, de pe geamuri, de la subsol, de dracu să ia. Dar concluzia ta, după 32 de ani, practic, cele mai multe victime, sau au fost atât de multe victime la Revoluție, pentru că s-a greșit în povestea asta cu armele și au încăput armele pe mâna unor civili sau pentru că... S-a dorit acest haos, acest moment. Această diversiune s-a dorit și a avut un singur scop. De-aia spun eu că e lovitură dată Revoluției. Eliminarea revoluționarilor din Comitetul Central, eliminarea revoluționarilor din televiziune și din radio și din județenii de partid. Pentru că ăștia când au intrat au început să zică, băi, eu sunt prefect, eu sunt aia, eu vreau aia, nu făcuse dincă guvern.
Făcuse, era cu Verdeți în guvern Dinche, dar corect, nu contează, au făcut guvern ei acolo. Da. Da? Ei, chestiunea asta... Au fost mai multe guverne, fiecare tabără își făcea guvernul ei la momentul respectiv. Da, bă, care o ieși cum... Păi l-au scos pe Verdeți prima dată la balcon, după aia, fără comuniști, l-au scos pe Dăscălescu la balcon, fără comuniști. Au fost etape, ca să spun, au testat. Și Iliescu s-a speriat aici și a zis, dăm drumul la planul B. Pentru că e bai, ăștia scandează afară, fără comuniști, a treia oară. La Verdeți... La ce te referi când spui planul B? Asta povestea la diversiune. Dăm, la diversiune, dăm drumul la toată la diversiune. Bun. Uh-huh. La diversiune. Da. Dosarele... Tot mai zic o frază. Te rog. Soldat în termen. Întrebat. Păi spune și mie, unde ai fost pe 21? Zice, domnule, ne-a dus unitatea lui Oana. Uh-huh. Știe toată lumea că Oana a fost la televiziune. La televiziune. Și ce ați făcut acolo? N-a fost nici dracu la televiziune în 21. Domnule, ce a fost acolo? Așa, unde ați dormit? Zice, pe scări, pe la televiziune. Bun. Și când v-a retras? Și în jur de 10 jumate, 11, ne-a dat strigarea și ne-a dus în cazarmă. Și, păi, am pus și noi armamentul, am mâncat, și ne-a dat iar alarmă. Când? La 2. Spune și mie, ce ordine ați avut în 21? Să nu dăm voie demonstranților să intre televiziune. Logic. Uh-huh. Bravo. Uh-huh. V-ați întors la ora 2, 2 jumate, 3, când s-a ajuns la televiziune. Ce ordine ați avut? Același. Să nu dăm voie demonstranților să intre în televiziune. De aia nu intra Coposul în televiziune.